Bună ziua, domnul avocat Gheorghe Pipera, fost consilier onorific al premierului Mihai Tudose, fostul premier Mihai Tudose, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Vă propun să începem cu o informație vehiculată din ce în ce mai insistent în presa ultimelor zile. Planul PSD de a-l înlocui pe Muguri Sărescu din funcția de guvernator al BNR. Ce părere aveți dumneavoastră de această situație? Bun, trebuie să vă spun că aș fi foarte bucuros dacă ar exista un astfel de plan. Eu, deși am făcut o glumă de 1 aprilie spunând că și-ar fi dat demisia domnul Isărescu, nu sunt convins că cei din PSD au acest curaj. O să vă spun puțin mai târziu de ce. Dar domnul Isărescu nu numai că trebuie să fie demis, el trebuie să fie și cercetat penal pentru foarte multe fapte infracționale care s-au întâmplat mai în trecutul îndepărtat sau mai în trecutul apropiat. Motive pentru demitere sunt extrem de multe. În primul rând trebuie să amintesc un lucru pe care l-ați tot auzit în ultima vreme. În legea 312 pe 2004, cu privire la statutul BNR, singurul obiectiv al Băncii Naționale este stabilitatea prețurilor. Adică ținta BNR este să țină inflația sub control. Că nu s-a întâmplat acest lucru rezultă inclusiv din declarațiile mai mult sau mai puțin oneste, mai mult sau mai puțin glumețe, sau mă rog, cinice, ale domnului Isărescu de săptămâna trecută din Comisia Economică a Senatului, când a fost întrebat cum de... și a dat, că ăsta este cuvântul, bonusuri, în condițiile în care în ultimii 12 ani a ratat de 11 ori ținta de inflație, a spus că asta este reglementarea și că asta este, într-adevăr, doar anul trecut a reușit să respecte ținta de inflație. Or, aici ar fi trebuit ca întrebările să curgă râuri. Din păcate, cei de la PSD au refuzat să participe. Nu se știe dacă a fost o întoarcere a spatelui sau pur și simplu n-au avut chef sau n-au avut curaj să-l înfrunte pe domnul Isărescu, cu toată armata de consilieri care a venit cu domnia sa. Ar fi trebuit, repet, să curgă întrebările, cum ar fi una foarte, foarte serioasă și foarte importantă. Cum se face că dacă în anul 2006, atenție, e vorba de anul premergător aderării României la Uniunea Europeană, dar este anul imediat următor denominării în lei noi, adică prin tăierea celor 40 de după 10.000, cum se face că atunci în circulație erau cam 16 miliarde de lei banii efectivi, da? Bani care poartă semnătura guvernatorului, în timp ce acum când vorbim, când discutăm, sunt numai puțin de 36 de miliarde de lei în circulație. Adică practic e mai mult decât dublu, cam de două ori și jumătate, mai mult decât era în 2006. Ce înseamnă când ai mai mulți bani efectivi în circulație? Asta, atenție, în condițiile în care ceilalți bani, cei care sunt în conturi curente, sunt cu mult mai mulți. Masa monetară M1, spre exemplu, este la nivelul lui 2017 august cu 8,6% mai mare decât la nivelul lui 2016, ceea ce înseamnă că practic este dublul inflației. Adică masa monetară a crescut, cantitatea de bani a crescut. Cum se face? Cine este vinovat pentru această emisiune? Răspunsul de fiecare dată, politicile fiscale, politicile guvernelor. Dar atenție că diferența aceasta de 8,6 n-a fost pe perioada PSD-ului, a fost pe perioada guvernului tehnocrat. Guvernul tehnocrat cu care Banca Națională a lucrat destul de bine, cel puțin la nivel de aparență. Adică nu au avut niște conflicte evidente, dimpotrivă. A doua întrebare extrem de importantă. Cum se face că în momentul de față, în conturile bancare, și o spun asta chiar bancherii, o spun cu niște cuvinte deloc măgulitoare pentru BNR, o să vă dau exemplu imediat. Cum se face că sunt 22 de miliarde de lei exces de lichiditate? Ce înseamnă exces de lichiditate? Am colectat de la populație și de la firme mai mult cu 22 de miliarde de lei decât am nevoie pentru a le repune în circulație sumele acestea cu titlu de credit. Pur și simplu băltesc aceste 22 de miliarde. Așa, între noi fie vorba, în paranteză fie spus, eu cred că acest exces de lichiditate este de 22 de miliarde de euro. Am făcut eu niște calcule. E adevărat că sunt niște calcule
empirice, dar că e 22 de miliarde de lei sau 22 de miliarde de euro, nu are importanță. Important este că oamenii spun așa, unii din banking spun așa. Trebuie ca într-un fel sau altul Banca Națională, nu acum, acum 2 ani de zile, să ia măsuri pentru a-i steriliza. Ieri, niște analiști de la ING au spus foarte clar că Banca Națională se preface că luptă contra inflației, pentru că n-a luat măsura modificării dobândii de referință decât anul trecut, de la 1,75 la 2,25, și mai mult decât atât, nu face nimic pentru a steriliza acești bani, acest exces de lichiditate. Repet, ING, analista la ING, a spus Banca Națională se preface că luptă împotriva inflației. 3. Și acest lucru este cel mai grav dintre toate. Pe perioada 2014-2017, timp de 3 ani de zile, au ținut băncile, bineînțeles cu atenta supraveghere a Băncii Naționale, indicele de dobândă la împrumuturile interbancare între, lei, între bănci, în lei, se numește ROBOR, la 0,68%. Flat a fost linia respectivă. Asta în condițiile în care flat a fost și linia dobânzii de referință, tot la 1,75. Cum se face că în această perioadă ROBOR a fost la o treime din dobânda de referință? Nu cumva ai invitat practic băncile la acest exces de lichiditate? Nu cumva ai invitat băncile să nu mai crediteze decât statul român și respectiv populația cu garanții de la stat prin ținerea acestei dobânzi la nivel de o treime din dobânda de referință? Evident că în momentul în care ai astfel de situație ca bancă, deci nu câștigi din dobânda propriu-zisă, singurul lucru din care ar trebui să câștige o bancă, trebuie să găsești expediente. Expedientul a fost, 1. Dau credite statului român cu dobânzi de 2-3%, dau credite populației cu dobânzi de 3-4%, dar atenție, în condițiile în care dobânda la depozit este de 0-2%, ceea ce înseamnă că cartul meu este de 1-30, da? Și respectiv dau bani la Banca Națională ca să-i țină în depozite și să-mi plătească o dobândă care este cu mult mai mare decât roborul. Dobânda asta a fost uneori 1,25, 1,75, a ajuns acum, la ora actuală, a ajuns la 3,25. Dacă vă puteți imagina, nu cumva acest lucru este făcut chiar de către Banca Națională? Ca să închid această listă de motive pentru care a trebuit să fie demis de urgență domnul Isărescu. Domnul Isărescu, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, era la tribuna Băncii Naționale și spunea negru pe alb populației, luați acum credite că sunt ieftine, pentru că mai târziu s-ar putea să se scumpească. Ce au făcut oamenii? S-au aruncat pur și simplu, au făcut presiune asupra guvernului să prelungească de nenumărate ori programul Prima Casă, despre care aceeași Bancă Națională spune, prin voci foarte autorizate, cum ar fi, spre exemplu, domnul Croitoru și domnul Lazea, că este un program economic prost al guvernului, competițional, care dezechilibrează economia și ar trebui să se renunțe la el. E aceeași chestie pe care a făcut-o și cu inflația. Anul trecut vorbea despre faptul că inflația n-ar trebui să fie mai mult de 2%. În ianuarie însă, știți foarte bine, a venit de asemenea la Tribuna Băncii Naționale și a spus două lucruri foarte certe și foarte precise. Până la Paști, primul lucru precis, inflația va fi 4% cel puțin. Nu a trecut nici măcar, cum să-i spun, luna februarie în totalitate și inflația s-a dus la 4%. Deci comercianții pe care domnul Isărescu i-a invitat pur și simplu să majoreze prețurile n-au mai așteptat nici măcar Paștele ca să ducă inflația la 4,75% cât este în momentul de față. Și ca să închid, păi n-ar trebui să se supere PSD-ul pe afirmațiile domnului Isărescu care ne spun nu e vina noastră a Băncii Naționale, e vina politicilor fiscale. Care politici fiscale? Pentru că de 2 ani de zile guvernul ăsta atât de hulit ține deficitul bugetar sub 3%. Care politici fiscale au dus la inflație? Spune așa, păi s-au majorat prea mult salariile. N-ar fi trebuit să se majoreze salariile? Ce preferi? Să se întâmple exact același lucru ca în 2010, când domnul Băsescu le-a spus medicilor și profesorilor, nu vă convine că v-am tăiat cu 25% salariile, n-aveți decât să plecați la căpșuni?
Eu zic că ar trebui să se majoreze salariile, pentru că ce se întâmplă cu salarii majorate? Oamenii aceștia consumă mai mult. Câtă vreme, deocamdată, România este o economie care se bazează 80% pe consum, a avea mai mulți bani în circulație înseamnă a consuma mai mult, a pune la muncă mai mulți oameni, a face ca economia să funcționeze. În consecință, eu, dacă aș fi în locul celor de la PSD, m-aș supăra foarte tare. Dacă aș fi în locul domnului Teodorovici, m-aș duce la Consiliul de Administrație, că am dreptul să particip acolo, și aș întreba care este motivul pentru care întotdeauna dați vina pe guvern, pe politicile fiscale. Da? Pentru că e posibil, incoerență, nu știu, instabilitate, ne jucăm cu codul fiscal într-un hal fără de hal, avem propriile bube, propriile probleme, noi ca guvernare PSD. Dar cel puțin două lucruri nu sunt greșite. 3% deficit și respectiv banii aceștia care s-au dus în salarii se întorc în consum. Asta nu e un lucru greșit. N-are cum să ducă la inflație, ele însele. Dimpotrivă. Tu ce ai făcut pentru sterilizarea celor 22 de miliarde de lei? Ce ai făcut pentru a ține inflația sub control? Dimpotrivă, ai luat decizii inverse. Le-ai spus direct, precis, cu cifre, cu date, comercianților, majorați acum prețurile, că e permis de către Banca Națională. Majorați la cel puțin 4%, majorați până la Paști. Și s-au întâmplat aceste două lucruri. Am văzut totuși că domnul Isărescu a fost audiat și în Comisia Economică a Senatului. Presupun Vi se că pare că ați... aia a fost audiere? Exact, vreau să vă întreb ce impresie v-a lăsat audierea dânsului în comisie. Cu excepția scandalului artificial creat de președintele, noul președinte al Consiliului de Domnul Cârciu. Administrație, un fost opozant de fapt al domnului Sărescu, care a fost de un prost gust total, mie nu mi s-a părut că ce s-a întâmplat acolo a fost o audiere. Aia a fost un fel de plenară a Partidului Comunist Român, în care a catadixit marele șef al economiei împreună cu guvernul său de 9 consilieri, membri în Consiliul de Administrație, să vină și să spună niște glumițe presei. Și asta a fost tot. Dar de Aia n-a ce fost o credeți că au audiere. venit toți? Adică am văzut că și-a luat destul de mulți membri cu dânsul la audiere. Două motivații. În primul rând, pentru că nu vine foarte des în Parlament, și s-ar fi așteptat probabil la un tir întreg de întrebări din partea parlamentarilor. Doi, nu stăpânește foarte bine problema. Este teamă de această chestiune. El știe exact ce s-a întâmplat cu inflația. El știe exact unde, pe ce butonașe a apăsat, în așa fel încât să-și negocieze în continuare mandatul. Da? Și de aceea și-a adus alături de sine tot Consiliul de Administrație, dar mai ales pe prim-viceguvernator, care este considerat ca fiind un specialist de foarte bună calitate, dar unul de stânga, unul care este mai apropiat de PSD decât oricare alții. Da? Și știind că percepția pe care o are BNR în momentul de față de partid de opoziție, că practic este un partid de opoziție în momentul de față BNR, nimic altceva, probabil că s-a temut că va fi o dispută, cum se vede la televizor, între pe de o parte majoritatea PSD-istă, pe de altă parte opoziția. Ăsta este motivul pentru care a venit atât de blindat. Realmente cred că a fost surprins de faptul că n-au fost decât trei senatori în sală, niciunul de la PSD, dar pe de altă parte cred că a înțeles mesajul, pentru că am vrut să ajung aici. Părerea mea este că cei de la PSD, dacă n-au făcut-o din pură, cum să-i spun, din pură ignorarea realității, a fost o întoarcere a spatelui în mod voluntar. Pentru că imediat când a fost Dragnea întrebat în ziua respectivă ce s-a întâmplat, a atras atenția Dragnea asupra faptului că a fost stabilitate, că au cam stat 26 de ani în poziția aia domnul Isărescu. Trebuie să facem o corecție. Știți foarte bine că nu e vorba de 26 de ani, este vorba de 28 de ani, minus anul acela 2000, în care a fost în același timp premier și guvernator al Băncii Naționale. Deci, părerea mea este că i s-a trimis un mesaj. Dar Că va fi schimbat. sper să aibă suficient de mult curaj PSD să-l schimbe și să-l schimbe nu în 2019 când îi expiră mandatul, ci să-l schimbe acum. Pentru că dacă nu fac chestiunea asta, s-ar putea ca opoziția politică pe care o face BNR la PSD să le cauzeze niște lucruri destul de neplăcute domnilor de la PSD. Cine ar putea totuși să vină în locul domnului Sărescu? Da, speram să mă întrebați acest lucru. Este
absolut aberant ceea ce se întâmplă și eu sunt stupefiat când aud de la oameni mai mult sau mai puțin pricepuți, mai mult sau mai puțin specializați, dacă îl dă pe Isărescu jos și pe cine îl punem în loc. S-a terminat rezerva de valori ale acestei țări? S-a terminat rezerva de valori ale diasporei românești? Sau, mai mult decât atât, nu mai există oameni care să se priceapă la economie, străini, expați, care să poată să preia poziția de guvernator al Băncii Naționale? Spre exemplu, Banca Angliei are ca guvernator din 2015 un canadian, Kearney se numește. Nu găsim în România valori, deși părerea mea este că este autoflagelant să spui chestiunea asta, că nu avem valori care să locuiască anacronicii ăștia din Consiliul de Administrație, faraonii aceștia din Consiliul de Administrație al BNR. Dar nu găsești nici măcar în diaspora, eu aș putea să vă dau cel puțin 5 nume, poți oricând să faci o recrutare dintre marile nume din banking, din domeniul bancar. Da? Poți, spre exemplu, să te gândești dacă cu salariul pe care îl are domnul Isărescu și care depășește 30.000 de euro pe lună, dacă nu cumva ai putea bonusuri. Mă rog, fără bonusuri s-ar putea să ducă la 45.000 de euro, dacă nu cumva, fără toate celelalte câștiguri pe care le are, din vânzarea de mere, din vânzarea de vinuri și așa mai departe, poți să, cum să spun, să-ți asumi acest risc, să plătești un expat cu 30.000 de euro pe lună, dar care să aibă realmente o țintă, da? Și să-l judeci în funcție de ținta respectivă, că așa se face peste tot în lume. Îl aduci pe Mark Kearney, spre exemplu, la Banca Angliei, îi dai 50.000 de pounds, de lire pe lună, dar îi stabiliști o listă de priorități. Nu le îndeplinește, îl dai afară. Da? De ce nu s-ar aplica acest principiu în zona cea mai de dreapta, între ghilimele? E BNR de dreapta cum sunt eu papa de la Roma, pentru că este cea mai comunistă instituție. Dar hai să zicem că îi dăm, cum să-i spun, eticheta asta de instituție de dreapta. De ce nu s-ar aplica în zona asta de instituție de dreapta cele mai de dreapta măsuri? Un contract de management bine plătit, dar cu responsabilități, care să însemne, cum spune Nicolae Taleb, punerea propriei pieli în joc. Skin in the game, așa se numește. Îi dai și responsabilitatea respectivă pentru că îi dai mai mulți bani. Da? În momentul în care nu și-a îndeplinit niciuna din responsabilitățile respective, îl demiți și îl înlocuiești. Nimeni nu este de neînlocuit. Românul are o vorbă, este plin, sunt pline cimitirile de oameni de neînlocuit. Noi ne-am obișnuit cu chestia asta, să știți că cu cât omul este sfințit mai mult deloc, da? Că la noi, la noi, în contemporanitate, vorba aia veche a românului, că omul sfințește locul, s-a inversat, locul sfințește omul. Cu cât este mai sfințit omul, cu cât este mai Nefertiti, respectiv Cheops, omul, cu atât minciunile sale sunt mai credibile, cu atât greșelile sale sunt mai ușor de acceptat. Spre exemplu, foarte multă vreme, unul din membrii de vază, un simbol al Partidului Național Liberal, a murit de curând, Dumnezeu să-l ierte, la 100 și ceva de ani, domnul Quintus, a fost urmărit de o idee de acum 10-15 ani că ar fi fost informator al securității. Foarte multă lume, nici măcar după ce a murit, nu l-au iertat. Domnul Isărescu, printr-o recunoaștere clară, evidentă a sa, a fost nu colaborator al securității, a fost ofițer al securității, acoperit, înainte de 1989. Nimeni n-a zis absolut nimic în legătură cu chestiunea asta, cu excepția două, trei nume. De ce? Pentru că ne-am obișnuit ca locul acela pe care l-a ocupat 280 de ani să sfințească omul și greșelile sale, minciunile sale, cum să-i spun, incoerențele sale, orice lucruri e negative, să fie ușor de acceptat, să fie ușor de înlăturat. Ba chiar sunt convins că dacă PSD-ul ar avea curajul să-l dea afară, să-l demită pe domnul Isărescu, s-ar putea să scoată niște hashtag rezistenți în piață. Pentru că tot ceea ce vine de la PSD e ciuma roșie, deci nu este credibil. Cu toate astea, omul acesta are foarte multe de
explicat și nu nouă opiniei publice, are foarte multe de explicat inclusiv organelor de cercetare penală. Nu uitați că nici acum nu știm cu exactitate de ce Dumnezeu a luat noi românii și am plătit noi românii costurile împrumutul din 2009 de la FMI și de la Comisia Europeană, care ar fi trebuit să fie 20 de miliarde de euro, dar n-au fost 20 de miliarde, ci 12, și din 12 miliarde nu s-au întors decât vreo 2,5 miliarde de euro în economie, restul au fost băgați în rezerva băncii naționale, ca să facă ce Banca Națională cu ele? Să permită băncilor să-și scoată niște bani. A redus rezervele minime obligatorii, a ținut euro la un curs fals foarte multă vreme, ceea ce a permis băncilor să scoată niște bani din țară. Acei bani pe care Cică i-au băgat în țară în perioada 2009-2011 pentru minunata convenție de la Viena pe care a pus-o la punct cu băncile domnul Isărescu. Convenție care de fapt ce a făcut? Stăm 2 ani de zile liniștiți, pentru că după 2 ani de zile tu îți poți băga în rezerva valutară bani pe care îi împrumută țara și după aceea începem să ne scoatem banii din țară. Dar trebuie să se pună niște întrebări. În luna mai se vor împlini 2 ani, spun bine, de la intrarea în vigoare a legii dării în plată. Care au fost principalele nemulțumiri ce v-au fost semnalate din partea debitorilor? Da. Trebuie să știți că, pe de o parte, băncile... Sistemul bancar, dar mai ales vocea lor ultimă, apărătorul de ultimă instanță, Banca Națională, au văzut această lege ca ceva care a adus atingere ființei lor personale, familiilor lor, orgoliului lor personal. Este ca ceva care, cum să-i spun, i-ar fi atins direct în străfundurile personalităților, pentru că au făcut în așa fel încât să ridice împotriva acestei legi, care are 12 articole, nu mai mult, să ridice, toate instituțiile internaționale, toate ONG-urile, inclusiv cele care sunt finanțate de bănci prin sponsorizări, și chiar toți, sau aproape toți experții juridici din țară, să ridice împotriva acestei legi, care nu făcea decât un lucru simplu, să readucă în spațiul nostru public un principiu care există de când lumea. Garanția pe care tu o evaluezi, creditor, nu eu, tu o evaluezi, este suficientă ca la un moment dat debitorul să se libereze de toată datoria prin punerea acestei garanții la dispoziția creditorului. De aceea se numește dare în plată. Există de 2500 de ani această instituție. Se numește datio insolutum. Este încă de la dreptul roman, ba mai mult decât atât, este chiar mai veche din dreptul roman. Bun, asta este o chestiune. O a doua chestiune, s-au scris pe această lege, care are 12 pagini, tratate întregi. S-au făcut seminarii, s-au dedicat seminarii acestor legi, infierării acestei legi, ceea ce a făcut ca o întreagă pleiadă de judecători să se ridice împotriva acestei legi ca și când ar fi fost un afront direct personal la adresa lor sau a familiei lor. Deși familia lor s-ar putea, sau prietenii lor s-ar putea să fi fost favorabil acestei idei, pentru că situația despre care s-a vorbit la momentul emiterii acestei legi, care nu este o invenție a mea, este un raport, este consecința unui raport făcut de Comisia Europeană prin 2013, ca urmare a unui studiu făcut de niște englezi, London Economics se numesc, care au vorbit despre supraîndatorare. E vorba despre supraîndatorare. Ajungi la un moment dat ca pentru o casă pe care ar fi trebuit să plătești 60.000 de euro, să plătești 60.000 de euro, fără să se fi tăiat nimic din rate, să plătești în continuare, te și evacuează din casă și chiar dacă te-ai evacuat din casă, plătești în continuare prin proprire 20-30 de ani, deși casa aceea nu mai ai pentru că ești evacuat. Ori astfel de situații sunt completamente împotriva oricărei idei de dreptate, de justiție. De asta s-a dat această reglementare. M-ați întrebat care este situația. Trebuie să știți că în anul 2016 s-au ridicat numai puțin de 1300 de excepții de neconstituționalitate asupra acestei legi. Deși Curtea Constituțională le-a respins aproape pe toate,
Nu le-a respins pe toate pentru că încă n-a putut să le judece. Vă gândiți ce înseamnă 1300 de excepții. Înseamnă 1300 de dosare. Înseamnă nu știu câte zeci de ședințe. În 700 de dosare, Curtea Constituțională a spus legea asta este constituțională. Și cu toate acestea, în continuare, sunt avocați foarte bine stipendiați de bănci, dar nu asta este important. Sunt judecători completamente inadaptați contemporanității, care iau aceste excepții și le trimit în continuare la Curtea Constituțională ca să facă ce? Sperând că între timp s-au mai schimbat niște lucruri și se poate considera în continuare că această lege este neconstituțională. Asta este unul la mână. În al doilea rând, Curtea Constituțională a adus niște corecții, după părerea mea nu în totalitate benefice, dar a adus niște corecții acestei legi. A spus așa, echilibrarea acelui contract despre care vorbește legea nu se face direct în temeiul legii, ci trebuie să te duci la judecător. De ce spun că această corecție n-a fost în totalitate ok? Eu am conceput legea ca să fie un instrument simplu într-o primă fază de negociere, că de-aia notificarea suspendă, îngheață efectele contractului. Doi, să n-ai nevoie de un avocat sau de un judecător, de timpul petrecut în fața judecătorului pentru a obține liberarea de datorie. La ora actuală, ce spune Curtea Constituțională? Trebuie să te duci în fața judecătorului. Asta înseamnă avocat, asta înseamnă termene la judecător, asta înseamnă tot felul de documente, expertize și așa mai departe. Impreviziunea despre care vorbește Curtea Constituțională trebuie să fie constatată de judecător. E, aici s-a ajuns la niște exagerări absolutamente aberante, completamente ridicole, în afara oricărei logici. Sunt unele instanțe, cum este judecătoria sectorului 6, care au ajuns să spună că impreviziunea înseamnă decesul subit, intempestiv al debitorului. Deci nu numai decesul debitorului, ci trebuie să fie și intempestiv. Dacă n-a murit așa, să zicem, debitorul, nu știu, dintr-un accident sau dintr-un infarct, asta înseamnă intempestiv, subit, nu se aplică impreviziunea. În continuare, acei moștenitori, dacă au avut proasta inspirație să accepte moștenirea, trebuie să plătească rate în continuare la colectorul de creanțe. La așa ceva s-a ajuns. Pentru că ce a spus domnul Isărescu în mai 2016, dacă iese legea asta, o să fie o adevărată apocalipsă. Dispare programul Prima Casă, se distruge economia și așa mai departe. Nu s-a întâmplat nimic din chestia asta, absolut nimic. În momentul de față sunt vreo 10.000 de astfel de dări în plată care s-au dus până la capăt, sunt încă vreo 10.000 pe rol și asta este tot. Deci oamenii, așa cum am estimat eu încă din 2015, dacă vă mai aduceți aminte, oamenii realmente au fost responsabili și nu s-au dus pur și simplu imediat cu cheile pe masa băncii, ia casa de aici și spală-te pe cap cu ea. Nu! Oamenii nu vor să scape de casele alea, domne, că nu sunt atât de irresponsabili. Au copii, au, cum să-i spun, au părinții pensionari și așa mai departe. Nu, ei vor un singur lucru. Nu vor să nu plătească nimic la bancă, ci vor să li se lărgească un pic lațul cu care sunt strânși de gât, să poată să respire. Cum fac acest lucru? Printr-o negociere. Această negociere n-a fost niciodată acceptată, nu e acceptată nici acum. Degeaba pe la reclame încearcă să ne îmbrobodească spunând că da, noi băncile ne-am umanizat, că uite, vindem încredere și așa mai departe. Nici vorbă de așa ceva. Nu s-a întâmplat chestia asta niciodată. În schimb, ce se întâmplă este că te vinde banca după ce te-ai evacuat din casă unui colector de creanță. Și el a stoarce de la tine, deși băncii îi dă 2% din valoare, stoarce de la tine 40%. Și atunci, și acum, eu întreb, care este motivul logic, rațional, pentru care vinzi colectorului de creanțe cu 2% și nu cu 40% sau măcar cu 30% în condițiile în care colectorul poate să scoate de la debitor 40%. De ce faci acest lucru? Motivația este simplă. Odată ce faci această operațiune, este o foarte frumoasă, dar urât mirositoare, coafură contabilă. E optimizare fiscală. Nu mai plătești taxe și impozite. Ascunzi profiturile respectiv. Cum îl ascunzi? În interiorul acestui sistem de colector de creanțe, pentru că deși nu se vede acest lucru, în realitate colectorii aceștia de creanțe sunt fie filiale ale băncilor, fie firme făcute de șefii din bănci. Înțelegeți ce vă spun? Firme care nu sunt vizibile, ele sunt offshore-uri, sunt fantome, sunt făcute special pentru a se înghiți acest tip de pierdere care este pus sub preș,
și în consecință pentru a se evita plata impozitelor, nu numai în România, ci și în Austria, și în Franța, și în Grecia, unde sunt sediile centrale ale băncilor. Știu că dumneavoastră, alături de domnul senator Daniel Zamfir, mai aveți un proiect. Ce ne puteți spune? Cum arată lucrurile acum? În momentul de față, lucrurile arată așa. Avem o reglementare care datează din 2013, dar ea este calchiată pe o reglementare din 2000. Din 2000, când, atenție, prim-ministrul al României era domnul guvernator Isărescu, cumul în cele două calități, ceea ce este foarte, cum să-i spun, principial din punctul de vedere al dreptei, da? E cât se poate de principial. La astfel de niveluri nu se mai pune problema de conflict de interese, poți să fii și guvernator și prim-ministru. Bun. În perioada respectivă, în anul 2000, s-a emis o ordonanță nouă pe 2000, după care a fost refăcută, tot pe baza acelei concepții, sub forma ordonanței guvernului numărul 13 pe 2011. Acolo, în ordonanța respectivă, stabilește două categorii de reguli pentru două categorii de afaceri, de împrumuturi. Dacă afacerile sunt între comercianți, bancă respectiv, comerciant, alt comerciant, dobânzile sunt libere, penalitățile sunt plafonate la 4%, respectiv 8%, peste dobânda din contract. Dacă este vorba despre afaceri, mă rog, acte juridice între simpli particulari, Xulescu, prietenul său Y sau cămătarul Z, da? Dobânda și penalitățile sunt plafonate. Dobânda în contractele astea nu poate să fie mai mare decât dobânda aia de referință a băncii naționale, dar din asta se și scade un 20%, iar penalitatea nu poate să depășească cu 50% dobânda băncii naționale. Ca să fie clar. De ce s-a făcut această reglementare? Pentru protecția simplului particular împotriva cametei. Cameta fiind o dobândă excesivă, ca să fie lucrurile simple. Dobândă foarte mare. Nu s-a reglementat în mod intenționat, s-a lăsat așa de către domnul Isărescu. Nu s-a reglementat pentru că a zis că asta este economia liberă de piață. Nu înțeleg de ce nu e liberă și în cazul afacerilor business to business, unde v-am spus că penalitatea este plafonată. Nu s-a reglementat contractul dintre comerciant și simplu particular, care când face un contract cu comerciantul se numește consumator și trebuie să fie protejat, că așa spune legislația europeană. Nu există nicio protecție. De aici rezultă că nici măcar plafonarea aceea de penalitate din relațiile business to business nu se aplică. De aceea, dobânzile au putut să fie stabilite la 100%, 300%, iar penalitățile au putut să fie, sunt cazuri de acest gen, ridicate și la 5.000%. A existat un caz pe care l-a prezentat o televiziune, unde penalitatea era de 26.000%. Un împrumut de 3.000 de lei luat de o persoană foarte în vârstă, nu pentru, cum să-i spun, pentru a-și face vreo vacanță la Abu Dhabi, ci pentru a face o operație copilului său, care nu avea cum altfel să-și facă operația respectivă. Dobânda aceea a ajuns la 50.000 de lei peste iarnă, pentru că omul n-a putut să-și plătească datoria și pentru 3.000 de lei utilizați pentru o operație, omul acela a fost evacuat din casă. Incredibil. Da, aici, ăsta a fost motivația, regândirea acestei ordonanțe și introducerea acestei plafonări a dobânzilor și a penalităților. Ca să fie lucrurile clare, dobânda anuală efectivă, prescurtat DAE, ăsta este un acronim, înseamnă toate costurile pe care le plătești, toate costurile imaginabile pe care le plătești pentru un credit. Iar acest DAE s-a orientat, acest plafon al DAE s-a orientat nu după ce ne-a trecut nouă prin minte, atunci când am elaborat această lege, ci după niște criterii. Iar aceste criterii sunt unele pe care nimeni nu le poate contesta. Și să știți că eu am fost absolut uluit să văd că se cunoștea această realitate, dar s-a ținut sub obroc, sub tăcere. În 2010, tot Uniunea Europeană a comandat un studiu, survey se numește, unor profesori din Germania și din Olanda. Atenție, adică dacă vorbim de profesori din Germania și Olanda, cele mai insistente pe chestia cu anticorupția, cele mai liberale din Uniunea Europeană, etc.,
Înseamnă că nu putem să punem în discuție probitatea acestor oameni. Și ăștia au spus așa, majoritatea țărilor din Uniunea Europeană nu numai e țări cu o economie unde este extrem de tensionată situația populației, cum este Grecia, spre exemplu, sau Portugalia. Țări cum este Spania, țări cum este Franța, Germania, UK, inclusiv UK, au dobânzi și comisioane și penalități și așa mai departe plafonate. Și acolo sunt niște cifre. Spre exemplu, în Germania, îi se spune că la creditele ipotecare există un plafon care nu permite o dobândă mai mare de 3,5% pe an. În Spania este un plafon pentru creditele ipotecare care nu permite o dobândă mai mare de 2,5 ori decât dobânda Băncii Centrale a Spaniei. În Grecia, la creditele de nevoi personale, atenție, ce sunt astea? Nu e vorba de credit ipotecar, pentru că fie e un credit fără dobând, fără garanție, rectific, fie are o valoare mică, sub 20.000 de euro, fie are o perioadă scurtă de rambursare, sub 5 ani. În Grecia, plafonul pentru aceste credite este de 18%, iar în Franța este de 20,8%. Asta este o chestiune. Un alt reper pe care l-am luat pentru a stabili acest plafon de 18% este dobânda pe care o ia statul român de la orice contribuabil în fiecare an dacă nu își plătește o datorie. Și știți de ce ne-am orientat către această dobândă? Pentru următorul argument foarte simplu și cred că este extrem de important ca lumea să asculte și să asculte cu atenție ce spun eu acum. În programul Prima Casă, unde se presupune că cel care e favorizat, că e ajutat să-și ia o casă, este tânărul care nu și-a mai luat până acum o casă, care are niște venituri reduse și așa mai departe și de aceea dobânda este mică, etc. În programul Prima Casă, dacă acest tânăr care este la prima casă ajunge să nu-și mai plătească datoria, să nu mai poate să-și plătească datoria, primul pas este executarea casei, e evacuat din casă, al doilea pas este că restul de creanță, și de principiu este vorba de 50% din creanță, trece la stat, iar statul îl urmărește toată viața, toată viața, cu o dobândă de cel puțin 18% pe an. Pardon, cel mult 18% pe an. Deci după ce ai fost debitor al băncii, banca te-a evacuat din casă și devii debitor al statului. E ca și contribuabilul. Nu-ți plătești datoria asta la timp. Urmează să plătești inclusiv o dobândă de 18%, ceea ce înseamnă că din sclavul băncii devii sclavul statului pe toată viața. Lumea nu știe acest lucru, dar va afla cu acuitate anul acesta, întrucât robor crește. Robor este în creștere. La ora actuală este 2%, dar probabil că până la sfârșitul anului se va duce la 4%, unii spun chiar 5%. De ce vă interesează pe toți? De ce ne interesează pe toți? Mai întâi pe debitori, care vor fi primii care vor suferi, după aceea pe noi, contribuabili, pentru că banii aceștia sunt suportați de noi. Da? Statul român nu e statul român, e contribuabil. Interesează pentru că un punct la robor, un punct procentual de la 2% la 3% înseamnă creștere de 25% a ratei lunare. Dacă cineva plătește în momentul de față 1000 de lei în programul acesta Prima Casă, urmează să plătească în toamna lui 2018 1250 de lei. Și dacă salariul respectivului este 1300 de lei, gândiți-vă ce se întâmplă în momentul respectiv. Ce priorități mai are omul acela? Nici nu este nevoie să fie 1300 de lei, poate să fie și 1600 de lei. Da, salariu net. Sau poate să fie și 2000 de lei. Da? În momentul în care ți se ia în fiecare lună, în plus față de 1000 de lei, încă 250 de lei, deja ești sufocat. Și într-un fel sau altul, la un moment dat, vei ajunge în situația de a fi executat silit. Și atunci ți se ia și casa, asta care zice că este ieftină și care este dreptul tău, că ești tânăr și vrei să-ți faci o familie și așa mai departe. Eu ceea ce încerc să spun aici este că e un cadou otrăvit pe care l-au făcut oamenii aceștia, acestor tineri care sunt la debutul în profesie. Deci după ce ți ia casa, urmează să te execute timp de 25 de ani statul român. Dar ce se întâmplă cu suma achitată până în momentul în care... Puneți-i cruce, egal cu zero. Deci omul acela a muncit
pentru bancă, exclusiv pentru bancă până atunci. Și va fi muncit după evacuarea din casă doar pentru stat. Pentru că ți-a prin poprire, ți-a o parte consistentă din stat. Ca să închid, reglementarea asta este pentru protecția consumatorilor. Reglementarea aceasta este pentru emanciparea consumatorilor. Rețineți ce vă spun. Nu este o reglementare împotriva băncilor, este o reglementare pentru protecția consumatorilor, pentru persoanele vulnerabile. Este pentru emanciparea lor, pentru a le și atrage atenția. Atenție atunci când semnați contracte, că dacă dobânda din contract este de 100%, înseamnă că acel contract este periculos, nu-l semna. Nu-l semna și pretinde ca acea dobândă din contract să se calibreze după aceste plafonări. Ce vreau să vă mai spun în completare este, și s-ar putea să vă mire lucrul ăsta, nu este doar o reglementare de protecție a consumatorilor. Chiar dacă o să pară paradoxal ce vă spun, este cât se poate de adevărat. Este o reglementare care este în favoarea comercianților, este în favoarea băncilor. Cinstite, oneste. Hai să vă spun de ce. La ora actuală se întâmplă două fenomene extrem de grave, pe care numai irresponsabilii nu vor să le observe. Peste un milion, unii vorbesc chiar de 1.600.000 de persoane, dar în orice caz sunt peste un milion de persoane, nu se mai împrumută la bănci. De ce nu se mai împrumută la bănci? Pentru că sunt niște criterii de selecție, de calificare, care se numesc analize de rating, care spun așa, ai peste 60 de ani, nu te mai califici pentru un contract de credit pe mai mult de 5 ani. Ești șomer, nu te califici pentru niciun fel de credit. Ai avut 100 de lei și n-ai plătit-o timp de 90 de zile, ai dat în judecată banca, ai făcut imprudența să faci o cerere de dare în plată, ești trecut pentru toate aceste trei motive, absolut normale, ești trecut în biroul de credit. Biroul de credit ce înseamnă? E o listă neagră pe care dacă ești pus, ești banat pur și simplu, ești izgonit din domeniul acesta al creditării profesioniste. Nu mai mergi la bănci, nu mai mergi la societăți de leasing, nu mai ai dreptul să te împrumuți. Ce faci atunci când ai nevoie de 3.000 de lei pentru a trece peste iarnă? Sau pentru a-ți face o operație? Sau pentru a finanța operația copilului tău? Te împrumuți în zona asta care îți permite să te împrumuți a IFN-urilor. Sunt 260 de IFN-uri. Sunt vreo 10 IFN-uri care sunt cât se poate de, cum să-i spun, de oneste, își țin pentru astfel de credite, își țin dobânzile undeva în jur de 90%. Până la urmă, omul care ia 3.000 de lei poate să suporte o dobândă de 90% dacă plătește suma aia în 6 luni de zile sau în maxim un an. Mai periculos este dacă nu o plătește, trecând în zona de penalități. Dar penalitățile pot să fie totuși ținute sub control. În schimb, în rest, există în zona aceasta extrem de multe entități care își zic IFN-uri și care sunt nimic altceva decât niște cămătari legalizați, așa le-a permis legislația, așa le-a permis Banca Națională și care practică niște costuri absolut amente aberante și care păcălesc oamenii, înșeală oamenii. Duceți-vă în supermarket, da? Duceți-vă în orice mega magazin din București și veți vedea, o să aveți surpriza să vedeți că sunt pur și simplu bancomate. Introduci acolo niște date, îți introduci buletinul acolo și poți să iei pe loc practic niște bani de la un IFN fără să știi că dobânda respectivă este pur și simplu astronomică. Pentru că ce scrie acolo pe informațiile acelea minimale de pe ecranul bancomatului? Dobânda este cât se poate de mică, este de 25 de lei pe zi. 25 de lei dobândă, wow, este absolut bestial. Numai că nu observi amănuntul că e vorba de 25 de lei pe zi. Pe zi și nu pe că dacă mulțești cu 30, te duce la o dobândă absolut astronomică, care practic dublează într-o singură lună suma aia de 3.000 de lei pe care o iei. Sau, la bancomatele respective, ia acum, imediat, pentru că n-ai nevoie de buletin, n-ai nevoie de garanție, n-ai nimic. Ia acum că e cât se poate de facil. Ești în supermarket și trebuie să-ți cumperi ceva, pentru cine știe ce nevoie, ia de aici, de la noi, pentru că îți, numai că nu-ți dai seama că, în realitate, dobânda respectivă este de 3-400%. Ai senzația că este ceva ieftin, că este ceva gratuit. Și oamenii care sunt în situația cea mai vulnerabilă, cei care sunt cei mai nevoiași, sunt și cei mai, cum să-i spun, sunt victimele predilecte ale acestor înșelătorii. De ce este important pentru bănci?
milionul ăsta de, sau 1,6 milioane de persoane care se împrumută nu de la bănci, ci de la IFN-uri, poate să fie într-un fel sau altul responsabilizat și adus înapoi în zona de banking ca să le dai tu credite și nu IFN-urile. Asta este o concurență neloială pe care o face IFN-ul, pentru că IFN-ul, spre exemplu, n-are obligația să aibă un capital minim de 5 milioane de euro sau capitalul propriu de nu știu câte miliarde. Nu vine în permanență ISRS cu să le spună, ia mai puneți capital propriu aici pentru că aveți indici greșiți de solvabilitate, ia mai vindeți din creditele neperformante, nimic din chestiunile acestea. Capitalul la un astfel de IFN este de 200.000 de euro, minim. Cu 200.000 de euro poți să rulezi 10-15 milioane de euro și să faci bani cu profituri de acest gen, astronomice. E o concurență neloială pe care o practică împotriva băncilor. Și lucrul cel mai important pe care trebuie să-l asculte, să-l audă lumea, este de ce e importantă această plafonare în privința băncilor. Poate aude și domnul Orban. IFN-urile în felul acesta, necinstite, care fac o imagine negativă extraordinar de grea, de gravă băncilor, treptat vor dispărea de pe piață. Locul lor va fi luat sau locul lor va fi ocupat de bănci, de IFN-urile băncilor, de IFN-urile serioase, care nu practică înșelăciunile acestea, care nu se adresează omului nevoiaș ca să-l păcălească. Și atunci, bineînțeles că sistemul nostru bancar se va consolida. Așadar, plafonarea asta are ca scop, în primul rând, emanciparea consumatorilor. În al doilea rând, dar cred că este chiar mai important, are ca scop consolidarea poziției băncilor și a IFN-urilor serioase. Eliminarea de pe piață, în mod natural, a acestor scame, a acestor înșelătorii, a acestor foști cămătari, că ăștia care au IFN-urile acestea de care vă zic, sunt foștii cămătari. Ce sens are să îți mai asumi riscul de a intra în pușcărie, dând un credit fără oficialitate, din care să câștigi 200% pe lună, când poți să câștigi în mod legal, în mod oficial, 5.000% pe an. Nu e așa că este logic că îți vei face un IFN? În schimb, dacă introduci această plafonare, care, atenție, se regăsește în cea mai liberală, cea mai conservatoare țară din Uniunea Europeană, încă n-a dispărut din Uniunea Europeană, este vorba de Marea Britanie, da? Acolo plafonarea este de 50%, dacă, repet, introduce această plafonare, IFN-urile acestea neserioase dispar, natural. Sigur că oamenii se vor împrumuta în continuare. Sigur că toți avem nevoie în continuare de bănci, pentru că fără bănci, pe de o parte, nu prea mai putem să existăm. Legislația a făcut în așa fel încât plățile mai mari de 2000 de lei să nu se mai poată face decât prin bănci. Deci nu se poate fără bănci. A doua chestiune, economia chiar are nevoie de banii care se acumulează în sistemul bancar. Dar cu condiția ca sistemul bancar să fie atent la concurența neloială, să fie atent la onestitate, să fie atent la orice chestiune de imagine negativă și să colecteze banii aceștia și să introducă în economie. Lucru pe care, din nefericire, nu-l fac în momentul de față. Dar poate că cu ocazia acestei reglementări cu privire la plafonarea DAE, o să fac acest lucru. Așadar, mesajul meu, poate pentru domnul Orban, poate pentru domnul Isărescu, este: susțineți această reglementare pentru că este în favoarea voastră. Nu este o chestiune care să vă sancționeze. Nu sancționează această reglementare decât nenorocirile care se întâmplă în piață, excesele care se întâmplă în piață, înșelăciunile. Iar aceste lucruri, cum să spun, nu sunt importante ca să dispară. Dispariția acestor lucruri nu e importantă numai pentru consumatori. În primul rând este importantă pentru voi. Imaginea negativă de aici se va reverbera, se va pune ca o ștampilă pe fruntea voastră a tuturor celor din sistemul bancar, ceea ce înseamnă că voi sunteți primii interesați să eliminați pe ăștia de pe piață. Că tot l-am adus în discuție pe domnul Orban, am văzut că domnul Zamfir are câteva probleme cu dânsul, a cerut excluderea, domnul Orban a cerut excluderea din partid a domnului Zamfir. Strict pe această problemă, de unde credeți că vine această decizie drastică? Îmi pare rău că trebuie să
discutăm în felul acesta despre PNL și despre conducerea PNL, mai ales pentru că România chiar are nevoie de o alternativă credibilă, viabilă la actuala guvernare. Din nefericire însă nu e o alternativă, nu mai e o alternativă viabilă, nu este o opoziție. Opoziția, așa cum v-am spus, se face de către Banca Națională a României, opoziția se face de către Consiliul Fiscal, opoziția se face de către DNA, nu de către partidele politice. Ori politica nu se face de instituțiile statului. Opoziția se face de către instituțiile statului. PNL, din nefericire, de câteva luni de zile, pur și simplu s-a transformat într-o sucursală a BNR. Și acest lucru este catastrofal, nu numai pentru PNL, pentru întregul sistem democratic românesc. De ce? Legislația de care vorbim, fie că ne referim la legea insolvenței, fie particularilor, fie că ne referim la insolvența, mă iertați, la legea dării în plată, fie că ne referim la plafonarea DAE, este o legislație care privește un număr foarte mare de persoane. 7 milioane de persoane. Nu poți să spui despre 7 milioane de persoane că sunt de stânga toți, că sunt PSD-iști toți. Este o masă atât de mare de persoane, este, cum să-i spun, e o pătură atât de importantă a societății încât poți să spui că este pur și simplu coloana vertebrală a acestei societăți. Ori această societate, în momentul de față, nu are de ales. Nu are de ales. Sunt foarte mulți dintre ăștia 7 milioane de persoane care nici în ruptul capului n-ar vota niciodată cu PSD. Însă, în momentul de față, alternativa nu mai există. Pentru că ce văd ei? Pentru a se proteja niște monopoluri, pentru că noi nu avem decât 10-15 bani, să fim serioși, ăsta nu este o piață adâncă. Nu există o piață propriu-zisă aici. Degeaba vorbim de libertatea pieței când n-ai piață. În momentul în care te uiți la robor, observi că sunt 10 bănci care stabilesc cotația roborului și uneori o stabilesc și în mod cartelar. Când te uiți la dobândă care este peste tot în sistemul bancar între 0,2-0,5%, dobânda la depozit, și dobânda la creditele de nevoie preționare 10-12%, îți dai seama că de fapt este o aliniere a comportamentului. N-ai, asta nu e piață, să fim serioși. Deci, pentru niște monopoluri, pentru un mandat etern al unui domn Isărescu, pentru ambițiile domnului Câțu de a deveni la un moment dat membru în Consiliul de Administrație, tu, un întreg partid despre care se puteau spune multe, cu excepția faptului că te faci preș în fața unor instituții, inclusiv a DNA-ului, tu, un întreg partid, sacrifici interesele a 7 milioane de persoane. 3. Mă întrebați de ce cred eu că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu domnul Orban. Există o motivație psihologică foarte, foarte clară, dar destul de bizară. Domnul Orban cred că se simte amenințat. El, pe poziția în care a ajuns, cred că nici nu îi vine să creadă că este președinte al PNL. El tot candidează de ani de zile. Și a dorit atât de mult această poziție încât atunci când a obținut-o, s-a gândit că poate să fie un fel de Dragnea al PNL-ului. Adică să stabilească linia partidului, să stabilească linia guvernului, cine nu este supus este imediat mazilit. Ori Partidul Național Liberal este liberal. Acolo se vorbește, acolo există opoziție, acolo este libertate, eu de-aia am fost membru în PNL până în 2009. Acolo se presupune că este meritocrație, că se vorbește liber, că există valori care nu trebuie să fie rejectate. Uitați-vă la Zamfir. Zamfir a făcut un lucru care nu cred că mai există în ultimii 28 de ani de zile în România, în toată democrația României. Să treacă niște legi care sunt scrise din postura de partid de opoziție, de parlamentar de opoziție, nu cu majoritatea, ci cu unanimitatea Parlamentului. Asta este, din punct de vedere al, cum să-i spun, al eficienței politice, o valoare de 100%. Și tu o rejectezi? Spunând ce? Că deviază de la linia partidului. Eu am tot întrebat de foarte multe ori până acum, inclusiv public, care este linia partidului? Are PNL în momentul de față o linie?
Are PNL altceva decât slogane de gen ciuma roșie? Slogane de gen DNA să vină să vă ia? Slogane de gen noi suntem cu libertatea pieței, fără să înțeleagă că există zone ale economiei României care nu reprezintă sub nicio formă piață, în domeniul bancar nu există piață. Care este linia partidului? Ca să știm de la ce s-a deviat. În realitate, domnul Orban se teme de ceea ce ar putea să devină zamfir. O greșeală lui fundamentală este că dacă nu și-a dorit până acum, și eu îl cunosc pe zamfir, sub nicio formă poziția de lider, s-ar putea ca între timp să-i fi crescut această idee în minte. Asta e unul la mână. În al doilea rând, și acest lucru este extrem de grav pentru Orban, Daniel Zamfir în momentul de față este probabil cel mai notoriu politician. Și asta s-a întâmplat, printre altele, și pentru că l-a ostracizat domnul Orban. Faceți un exercițiu mental. Gândiți-vă câți dintre 100 de inși întrebați pe stradă cine este Orban și cine este Daniel Zamfir, o să vă răspundă, îl știu pe Orban, respectiv îl știu pe Zamfir. Vă spun eu, nu e nevoie să insistați. Cred că cel puțin 90 de inși din 100 vor spune Daniel Zamfir e ăla care vrea să dea cu legea contra băncilor. Orban, mi se pare că este premierul Ungariei sau ceva de genul acesta. Da? Și vă vor spune chestiunea asta probabil 40% dintre ei, în rest o să spună nu știu cine este Orban. Da? Deci dacă a vrut să-l elimine din partid pentru a-l elimina ca potențial adversar, atunci s-a întâmplat efectul de selecție adversă. S-a întors împotriva lui, pentru că în momentul de față este cel mai important opozant al său din interiorul partidului sau din exteriorul partidului. Dacă la Consiliul Național o să refuze membrii PNL să-l execute pe Zamfir, atunci va trebui să plece Orban. Dacă îi vor da de înțeles cei din Consiliul Național că se supun lui Orban, pentru că așa este regula în ultima vreme, cele două mari partide ale României s-au transformat în mici dictaturi personale ale liderilor, atunci Zamfir o să plece și ghiciți ce o să facă. Nu o să se ducă la partidele actuale. Probabil că își va crea o formațiune politică proprie și vă spun un lucru extrem de important. USR nu contează, este o filială, o sucursală a SRI. Noul partid al domnului Ciolaș este o nouă sucursală a SRI. Pe zona asta de dreapta sunt atât de multe creații ale serviciilor secrete încât nu există nicio șansă să intre în Parlament. În schimb, orizontul de așteptare al oamenilor este enorm, uriaș. Un partid politic care să nu fie creat în laboratoarele SRI sau ale BNR, cum ar fi, spre exemplu, o formațiune pe care să o creeze Zamfir în jurul său și altor câțiva care îl susțin, s-ar putea să fie al doilea partid al țării în foarte scurt timp. A doua mișcare politică a țării în foarte scurt timp. Pentru că, la fel ca și mine, eu nu sunt un votant PSD. Nu pentru că ideologia e de stânga și e greșită. Ideologia de stânga este cât se poate de onestă. Avem nevoie de o ideologie de stânga în România ca de aer. Nu sunt de stânga PSD-știi. Fără discuție, cu măsurile pe care le-au luat în toamnă, cu revoluția fiscală, la numai măsuri de stânga n-au fost. Deci, eu nu votez cu PSD nu pentru că eu, și cum să spun, cred că reprezint o categorie de persoane. Nu pentru că sunt de stânga, repet, e cât se poate de respectabilă stânga în politică, ci pentru că nu pot avea încredere în ei. Nu simt cuvântul. Nu sunt coerenți. Da? Bun. Dincolo de asta, însă, neavând încredere în PSD, PNL neexistând pentru că este o simplă sucursală a BNR, n-am opțiune. Ori eu vreau să merg la vot și să pun ștampila pe cineva pentru că îl vreau, nu pentru că este un răspuns negativ la cel pe care nu-l vreau. Mă înțelegeți ce spun? Și ca mine sunt foarte mulți care gândesc exact la fel. Lumea așteaptă o astfel de mișcare politică. Repet, ca să închid. Dacă domnul Orban a vrut să-și creeze culoare, să scape cumva de belele, impunându-și dictatura personală în PNL, apoi acest lucru nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, s-a întors împotriva lui, ca un efect de selecție adversă, pentru că ori va fi rejectat el ca urmare a refuzului peneliștilor de a-l exclude pe Zamfir,
Orzanfi va pleca singur, de unul singur, și își va crea, atenție, inclusiv cu o grămadă de parlamentari din PNL, care sunt ostracizați și ei în să nu credeți că e vorba doar de Zamfir. Zamfir este cel mai vizibil. Dar sunt foarte mulți, vreo 30 ceva de lideri de filiale care urmează să fie demiși de către domnul Orban pentru că nu cadrează cu ce crede el, cu ce speră el. Da? Se va crea o nouă formațiune politică, sunt convins, o nouă mișcare, care probabil că va face ponderea în alegerile din 2020. Domnule Piperea, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc!